COVID-19 se vindecă, dar recuperarea poate dura luni bune. Mulți pacienți care au trecut prin forme grave se întorc la spital și acuză probleme de respirație, dureri musculare și stări accentuate de oboseală. Sunt afectate de obicei organele interne și funcția respiratorie, de aceea e nevoie de un plan individualizat de tratament pentru fiecare pacient în parte. Cum v-ați externat? Da. Cum vă simțiți acum? Au trecut totuși câteva zile bune. Până ieri m-am simțit foarte rău, foarte slăbită, nu aveam curaj să mă ridic din cap. Și acum, cum ați venit la noi, deja... Nu știu de ce, încă de ieri, ce s-a întâmplat. Am ieșit un pic pe coridor în fața ușii și parcă am simțit că... Alaltă ieri am stat câteva minute, ce repede am intrat în casă. Și ieri parcă am avut curaj și putere să stau mai mult. Doamna Maria are aproape 74 de ani. La sfârșitul anului trecut a fost testată pozitiv la noul coronavirus și a avut nevoie de spitalizare. În primele zile era respirația foarte grea și o stare foarte, foarte, foarte proastă. Nu puteam face nimic, încă chiar de la început. A făcut o formă severă de COVID-19 și, abia după aproximativ o lună, a putut fi declarată vindecată. Dar deși infecția cu SARS-CoV-2 a fost tratată, starea generală de sănătate s-a deteriorat. Mă simt foarte slăbită, așa, musculară. Acasă nu fac nu știu ce, dar și dacă îmi fac un ceai câteodată, ci până mănânc, obosesc. Și trebuie să mă întind, mai ales perioada iară când dorm. Atunci îmi scade foarte tare densitatea și mă scol noaptea și mai stau puțin înșezut. La fel ca doamna Maria, sunt sute de pacienți care au nevoie de o perioadă destul de îndelungată de refacere după COVID-19. Cei mai mulți acuză dureri musculare, stări accentuate de oboseală, amețeli sau dificultăți la respirație, în special la efort. Pentru fiecare e nevoie de un program personalizat de recuperare. Primele gânduri au apărut în momentul în care medicii au observat o deficiență a adaptării la activitățile uzuale, la pacienții care au trecut prin infecția COVID. În toate aceste luni am avut peste 1200 de pacienți cu severitate medie, severă, critică și foarte grav. Și independent oarecum de gradul de severitate a infecției COVID, feedback-ul primit de la pacienți a fost că fie imediat după trecerea prin boală, fie chiar cu debut după ce au ieșit din infecția acută, rămân anumite deficiențe, rămâne o anumită dificultate de a-ți duce viața așa cum erai la capacitatea anterioară, de a efectua activitățile uzuale. Simptomul predominant este dispnea, scurtarea respirației, setea de aer și slăbiciunea musculară. Slăbiciunea musculară, pe de o parte, se datorează imobilizării prelungite și asta încercăm la bolnavii internați deja să prevenim, că cel mai ușor este să previi o boală și, sigur, să tratăm ulterior dacă încă simptomatologia persistă. În cele mai multe dintre cazuri, plămânii au cel mai mult de suferit în urma infecției cu SARS-CoV-2, dar și alte organe pot fi afectate din cauza scăderii prelungite a oxigenului. De aceea e nevoie de o examinare complexă pentru a determina tipul de ajutor de care are nevoie fiecare pacient după ce a trecut printr-o formă severă de COVID-19. După consult se întocmește o fișă de fiziokinetoterapie. Este foarte important de subliniat că această fișă sau această prescripție este individualizată. De aia avem nevoie de un consult prealabil și după acest consult se întocmește această fișă individualizată. Pacienții, în mod cert, vor urma un program de kinetoterapie și aici avem o sală pentru acest bolnav. Proceduri de electroterapie, care au foarte multe beneficii, de hidrotermoterapie sau de mazoterapie. Acestea sunt procedurile cele mai des utilizate, care pot veni în completarea unor aerosoli pe care le mai facem în baza de tratament. Toate aceste urmări ale trecerii prin patologia COVID, fie că
afectează sistemul pulmonar, respirația, fie că afectează sistemul osteomusculo-articular, cu dificultăți în mișcare, cu oboseală musculară, fie că afectează sistemul cardiovascular cu tulburări de rit, cu senzația de lipsă de putere suficientă de a-ți efectua activitățile, după cum spuneau, sau cu tulburări de sensibilitate, și aici ne referim la sistem nervos periferic, oricare ar fi motivele sau senzațiile pe care un pacient le are, care nu-l aduc la condiția inițială de sănătate, ar trebui să reprezinte un semnal: trebuie să fac ceva mai mult, trebuie să încerc să depășesc această stare, trebuie să revin cât mai mult la condiția mea de sănătate inițială ca să am o viață nu numai profesională, și socială și familială, apropiată de normal. Programele de recuperare care utilizează tehnici de reabilitare acută respiratorie s-au dovedit eficiente în îmbunătățirea calității vieții, creșterea capacității de efort, scăderea gradului de dispnee, scăderea anxietății și chiar a depresiei post-COVID.